A fost bun grătar de ieri? A rupt! De e că am avut ceva probleme cu niște bășini. Băi, haideți să vă povestesc ceva. Că pe asta cu bășinile, nu știu dacă v-am povestit-o. V-am povestit-o pe aia cu bășinile? Sunt mai multe. Nu aveți de unde să știți la care mă refer. Dar o să încep acum. Nu știu cum sunteți voi, băieții, dar vă spun cum sunt eu. Ca bărbat. Când cunosc o femeie, la început trebuie să te abții din multe chestii. Trebuie să te abții din uh, înjurat excesiv, trebuie să te abții din uh, mâncat cu gura deschisă ca un porc și să țară din gură pe fața ei și peste tot pe masă. Inclusiv trebuie să te abții de la bășini. Nu știu cum sunteți voi, eu nu mă abțin de la bășini, fraților. Cunosc o fată nouă. Nu pot să mă băs din prima pe lângă ea așa. Trebuie să ne cunoaștem. Trebuie să existe o conexiune, nu știu, de vreo două săptămâni. Și după două săptămâni putem să ne bășim unul pe lângă altul. Bravo! Bravo! Înțelegeți voi? Până în două săptămâni nu există. Și am cunoscut o tipă. Și m-am dus pe la m-a invitat pe la M-am dus, am dormit la ea, am făcut ce am făcut noi în timpul nopții, na, na, na. Mâncat, băut, trăit. Bă, am trăit. Nu ați înțeles? Bă, și așa pe la un patru noaptea am simțit prima rundă de bășini. Am simțit-o, gata, trebuie să iasă din mine. Terminasem noi ce aveam de terminat, și mă gândeam, bă, mâncați aș ta E clar, dacă mă apuc să dau niște bășini acum Asta doarme, o trezesc sigur Deci, cu siguranță, băi, te trezești la bășinile mele Dacă dau o bășină lângă tine și dormi, te-am trezit, mai înțeles? Deci tu nu dormi Tu nu mai dormi Și zic, bă, o țin Îmi bag pula, țin bășinile, frate Nu vreau să mă fac de căcat în fața ei așa din prima zi Mă fac și eu mai târziu, peste o săptămână, două Și mă culc M-a ajutat Dumnezeu, m-a luat somnul, fraților, m-am culcat cât timp am dormit, n-am avut niciun fel de problemă, nu m-am bășit așa involuntar, să nu știu sau să nu simt. Bă, dar vreau să vă zic că dimineața pe la un 7 jumate, 8, s-a trezit ea să facă cafeaua, bă, niște pantalonaj de aia, mă, niște boxer de aia feminini așa. Poia cu niște buci, să vedeau ridurile aici de la spate. <coughs> Pff, te lua cu, te lua cu transpirație, mă. Pe mine mă lua cu transpirații din alte motive. Mă, trans, mă transpirasem. Mă trezisem cu o burtă, bă, balonat. Ziceai că am înghițit un balon în dimineața aia. Plin de bășin, frate. Și stăteam și mă gândeam. mama, hai că m-am ținut peste noapte, a trecut noaptea. Dar acum e de două ori mai mult. Ce fac cu asta pe aici? Să duceam în bucătărie, pana mea. Radu, vină cu cuap. M-am dus la ea și credeți-mă că eram... Nu puteam să mai vorbesc, băi! Ați avut vreodată problema asta să... să ții atât de multe bășini în tine, să le colecționezi acolo, să faci colecție de bășini, încât să... să nu mai poți vorbi, să te ia cu... cu spasme la ochi, să, să simți cum îți transpiră fruntea, frate? Stăteam și căutam soluții. Mamă, unde o dau mâncața așa? Că nu e vorba că o dai, știi? Că te gândești, bă, hai cu o dai. Acolo, te duci în dormitor și o dai. Dar mâncava și gura voastră, o simteam în sufletul meu că dacă îi dau drumul, știți ce sunet scoate, trezeam tot blocul. Tipa stătea la 4. Și stăteam eu și mă uitam așa pe geam, nu știu ce drag cum ziceam, zicea ceva, mă întrebat dacă vreau zahăr în cafea, nici nu mai știu, că eram... Pf, uh. Și mă uitam de la patru la mașina mea, bă, și-mi vine o idee. Mă fulgere, o idee genială, zic, uh. Trebuie să plec până la mașină. De ce? <laughs> A, am, 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 am ceva de luat din mașină. Mă întorc imediat. Să zbârlea păr părul, pe mine în timp ce vorbeam. Bine. Bineînțeles că ea, mașina era parcată în fața blocului și ea vedea, și eu vedeam mașina mea parcată jos. Fraților, aveți cuvântul meu de onoare. Cum am ieșit pe ușă de la 4 până la parter, eram rachetă de bășini. Dădeam bășină continuă, una după alta. Terminam una, dădeam alta. Pff. Și eram în extaz. Coboram și mă bășeam. Coboram și mă bășeam. Băi, din respect pentru ea, mă vedeți câte fac unii bărbați din respect pentru femei? Și m-am dus la mașină că trebuia să duc la capăt filmul, mă înțelegeți? Adică nu mă puteam duce până jos și să nu mă duc la mașină, că ea era sus, să tea să uite să vadă ce fac eu la mașină. M-am dus frumos, am dus cu ea mașina, m-am plec aplecat plecat în ea, am imat că îmi luam ceva din mașină de acolo, bă, și în clipa aia când m-am aplecat așa, mă, și am presat puțin stomacul, a ieșit cea mai faină bășină pe care am, dat pe care am putut -o să -o dau în viața. Una, Final, mă! Eram în mașină, stăteam cu coatele pe scaun, așa îmi făcea O, Doamne, Dumnezeule! Ce idee genială, la mașină! Și am întrebat, ai găsit? Da! Imediat o să urc! Imediat! I love you! Aaa, ce înseamnă să iubești! Ce trebuie, câte sacrificii trebuie să faci fraților pentru iubire. Trebuie să o faci.